Doamna primar, acum să facem un bilanț de sfârșit de an, realizările care le-ați făcut până acum și cele în curs. Vreți să spuneți un bilanț de la începutul mandatului 3 sau hai să începem, cele 3? Hai să începem cu cele vechi și până în prezent. Păi, realizările sunt foarte multe la nivelul Comunei Merinești. Eu consider că sunt multe și nu numai eu consider și semnată parte a populației consideră că sunt multe pentru ceea ce am realizat la nivelul Comunei Merinești. Și începe cu... În primul rând, modernizarea drumurilor. Am avut o lucrare modernizare străzi în satul Negoiești, pe o lungime de 3 km, care a presupus asfaltarea acestor străzi. S-a realizat din fonduri proprii. Chiar ieri am făcut recepția acestor lucrări. Urmează să le dau ultima parte a banilor. Lucrarea este destul de bună, zicem noi, și cuprinde aproape toată partea dreaptă a satului Negoiești, toate străzile din partea dreaptă a șoselei naționale. A făcut lucrarea vreo 19 miliarde cu TVA, cu tot. De asemenea, astăzi ne aflăm tot la o recepție a lucrărilor și anume introducere centralei termice la liceul din comună, liceul Alexandru Macedonski, unde aveam încălzirea pe bază de gaze naturale, dar la sobe, și am introdus centrale termice în 3 corpuri ale liceului, lucrare care a costat în jur de 2 miliarde cu TVA cu tot. Așa cum vă spuneam, ne aflăm în comisia la recepția acestei lucrări. Situația este foarte plăcută. Elevii, cadrele didactice sunt mulțumite pentru că a trece de la un regim termic pe sobe, încălzire pe bază de gaze naturale la sobe, unde se răcește foarte repede în clase, acum este o temperatură constantă tot timpul zilei. Cu toate că ușile sunt deschise, elevii circulă foarte mult, dar este o temperatură plăcută și constantă. Zic eu, este o lucrare de asemenea foarte importantă, ceea ce am realizat-o la nivelul comunei. Lucrarea nu a fost prevăzută în bugetul local la începutul anului, a intervenit pe parcursul anului printr-o rectificare a bugetului din fondurile noastre proprii. De asemenea, am realizat-o. De asemenea, pentru a veni în sprijinul elevilor, școlarilor, preșcolarilor din satele Comunei Merinești, care se aduc la locul de învățământ cu cele 2 microbuze date de Ministerul Educației și Învățământului 1 și altul de Ministerul Dezvoltării, am venit în sprijinul elevilor, așa cum vă spuneam, prin amplasarea de niște stații în locurile unde se strâng elevii. Am făcut această lucrare prin amplasarea celor 12 stații la insistența părinților copiilor, pentru că stau în ploaie, în zăpadă, în viscol atunci când este vremea rea, care a prins foarte bine la părinții elevilor, pentru că stau la locuri adăpostite. De asemenea, suntem în curs de execuție a modernizării drumului comunal DC155 pe o lungime de 800 de metri, tot din fonduri proprii. Încă mai retușează, mai lucrează la acest drum. Urmează în perioada următoare să facem recepția și apoi plata. 5 miliarde de la bugetul local. De asemenea, suntem în curs de execuție a unui drum comunal DC114, în lungime de 6 km, care se realizează pe fonduri guvernamentale pe ordonanța 28. Drum care l-am început la sfârșitul anului trecut, în noiembrie, și acum am executat până în această perioadă un procent de 65-70%. Urmează a primi suma lucrărilor executate în ultima parte a anului. Sperăm să le primim până la sfârșitul anului și să executăm plata a ceea ce s-a realizat. Suntem în curs de finalizare cu o lucrare a comunei în ceea ce privește planul urbanistic general.
care l-am primit, l-am efectuat, urmează să facem plata, dar așteptăm plata, bani de la Consiliul Județean, veniți de la Minister, am primit o parte, 330 de milioane, urmează să primim până la 900 de milioane suma prevăzută pentru execuția acestei lucrări. De asemenea, suntem în faza de licitație publică a proiectului pe fonduri europene pe măsura 7.2, modernizare drumuri comunale și drumuri sătești în comuna Merinești pe o lungime de 6 km cu o valoare de 1 milion de euro fără TVA. Nu cred că finalizăm licitația până la sfârșitul anului, dar până în primăvară trebuie să o finalizăm, astfel să ne apucăm de execuția acestui proiect. Suntem în fază de, cum să vă spun, a fost vizita pe teren, urmează a primi notificarea să semnăm contractul de finanțare pentru lucrare alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare în satele Merinești și Bodești, de valoare de 2 milioane jumate de euro. De asemenea, încercăm să, pe parcursul anului viitor, chiar să ne apucăm de execuția acestei lucrări. La nivelul comunei Merinești trebuie multe de făcut. Merinești este o comună cu o întindere destul de mare de 1942 de hectare, cu 90 de kilometri de drum comunal și sătesc, cu spital medico-social și secție neuropsiatrie, cu APIA, cu Ocol Silvii, cu liceu și multe altele la Merinești, dar așteptăm și noi să vedem ce putem să facem din banii din fondurile proprii și banii care ni se vor aloca pe fonduri guvernamentale și AFIR. O prioritate de gradul 0, zic eu, la nivelul comunei, urmează să ne ocupăm în mod special și am primit garanția verbală a reprezentanților Partidului Social Democrat, a viitorilor parlamentari din Parlamentul României, a domnului președinte al Consiliului Județean Ion Prioteasa, că ne vor ajuta în modernizarea târgului săptămânal, care este de o întindere destul de mare, 1 hectar și 4.000 de metri pătrați, care necesită o amenajare specială, pentru că aici milioane de oameni trec în decursul unui an în târgul săptămânal, unde se pot vinde de la bouă, chibrituri și pătrunjel și mărunțișuri, până la cherestea și tot ce-i trebuie cetățeanului, nu numai din Merinești. Aici vin cetățeni de la Cărbunești, Iriași, Breasta, până în sudul județului. Deci, așa cum vă spuneam, milioane de oameni trec în cursul unui an la târgul săptămânal. Și iar o prioritate, zic eu, la nivel comunei Merinești și este pe ordinea de zi a mea ca primar, a domnului viceprimar și a tot consiliului local, modernizarea drumului Merinești, Valea Măirii de Jos, Valea Măirii de Sus, Sălege, Bodeștiu de Sus, șoseaua județeană de șoseaua națională, de asemenea pe o întindere de 6 km și vom încerca să facem proiectul anul următor și prin fonduri proprii să ne apucăm să-l lucrăm, apoi poate cu ajutorul parlamentarilor și ajutorul guvernului, care va fi, sperăm noi, PSD-ist, să îl trecem pe fonduri guvernamentale. Și mărunțișuri sunt destule la nivelul comunei de făcut, facem, noi ne implicăm, avem o relație foarte bună la nivelul comunei, Consiliul cu administrația, conducerea liceului, conducerea Ocolului, conducerea APIA și a ceea ce există și printr-o bună colaborare sperăm să facem tot ce ne stă în putință la nivelul comunei Merinești. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și putere de muncă în realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus. Doresc în 2017 cel puțin să realizăm ca la nivelul anului 2016, dacă nu mai mult. Noi sperăm mai mult să fie, dacă nu, cel puțin ca la nivelul anului 2016.